Ajuns și la casa Domnului, după masa aceasta, vă invit să plecăm capetele noastre cu respect și în rugăciune comună să cerem prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu peste părtășia din după masa aceasta. Ne rugăm Domnului. Amin. Cum care ești în ceruri. Îți mulțumim pentru seara aceasta binecuvântată aici în prezența Ta, prezența cuvântului Tău și în prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care Tu ai dat-o peste viețile noastre până în momentul acesta, Doamne. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru Fiul Tău, pentru Domnul Iisus Hristos, pe care L-ai dat să moară pentru noi. Noi am crezut în El și am devenit copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Ca și copii ai Tăi în seara aceasta, avem dorința să stăm de vorbă cu Tine, Doamne. Și cred că și Tu dorești acest lucru, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca în rugăciune, în mărturisire, să putem sta fiecare de vorbă cu Tine. Să punem la picioarele Tale povara noastră, Doamne. Să-ți mulțumim, Doamne, să Te lăudăm, să Te binecuvântăm, Doamne. Dar în același timp, în seara aceasta, vrem să ascultăm și cuvântul Tău pentru viețile noastre. Cuvânt care să ne aducă îmbărbătare, cuvânt care să ne aducă lumină, păcărare, cuvânt care să ne descurce din lucrurile cu care poate în vremea aceasta suntem apăsați, Doamne, și nu știm ce să facem. Credem că în seara aceasta, prin robii Tăi, vei avea mesajul Tău pentru fiecare dintre noi. Ajută-ne să-L primim în inimile noastre și apoi să putem să-L împlinim cu fapta. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Haideți să reluăm locurile și să mai dăm slavă Domnului cântând. Thank you.
Biblie cu voi, vă invit să le deschidem la Psalmul 8, pagina 557. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri, din gura copiilor și a celor ce sug la sân, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai jos, mai pe jos decât Dumnezeu și i-ai încununat cu slavă și cu cinste și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Cred că este potrivit în fața acestui Dumnezeu măreț să plecăm genunchiul nostru și fiecare să aducem mărturisirea noastră și mă rog ca ea să fie primită înaintea Domnului în seara aceasta. Ne plecăm genunchii și ne închinăm în rugăciune.
slavă Domnului cântând. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Nu numai nunțile, dar și căldura, cred că își spune cuvântul și posibil că unii dintre frați, surori, au preferat să rămână într-un loc mai răcoros. Dumnezeu spune prin cuvântul Scripturilor că e plăcut și dulce să locuiască frați împreună. E și plăcut și e și dulce să fie frați împreună. Că acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Așadar,
pe toți cei care ați ales să fiți la părtășie cu Biserica Domnului Betel în seara aceasta, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Și mâna cea binecuvântată a Tatălui Ceresc să rămână deschisă în dreptul fiecăruia, fiecăruia și El care știe și poate să satule după dorință tot ce are viață. Amin. E sezonul ăsta anunților și ne bucurăm de tinerii noștri, de cei care ajung momentul acesta să pășească pe drumul acesta al familiei. Avem cu noi la părtășie frații noștri care urmează să aibă căsătoria în 13, deci de azi în 2 săptămâni va fi căsătoria, dar duminica viitoare nu vor fi aici și pentru asta am să-i rog să vină în față. Să-i cunoaștem, este vorba de fratele Neluțu Moldovan și sora Dana Marc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am așteptat de mult momentul ăsta și mulțumim Domnului că a sosit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă noi suntem credincioși, rămânem credincioși Domnului, nu există ca Domnul să nu ne poarte de grijă. Primul și în primul rând trebuie credincioșie față de Dumnezeu. Toate celelalte la vremea lor se rezolvă. Și Dumnezeu spune prin cuvântul Scripturii că orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Din Arizona ne bucurăm să-L avem cu noi la părtășie din Phoenix. E căldură acolo, dar e căldură acum așa aici. Pe fratele Abel Dragomir. Hai aici mai în față să te vadă, frații. Vreau să vă spun ceva despre el. El a crescut aici, Biserica Domnului. În urmă cu câțiva ani, împreună cu părinții, a plecat în Arizona, în Phoenix, în Statele Unite. Dar, să știți, n-a fost tot timpul așa înalt și a avut vremea copilăriei lui. Și în vremea copilăriei lui, să pregătești o cântare. În vremea copilăriei lui, au avut un consiliu de familie și unii dintre voi îl știți pe fratele lui, pe Phineas, care este un pianist de excepție și el. Și nu știu câți ani avea Abel atunci, dar undeva 6-7 ani, cam pe acolo. Și în consiliul acela de familie a ridicat următoarea problemă. Zice, a discutat cu tatăl. Zice, tată, zice, mama are chemarea să recite. Phineas să cânte. Și eu voi fi pastor. Care e chemarea ta? Să facă Dumnezeu să împlinească ce ai spus. Soția și copilul? Unde-s? A, la mama și copilul. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o soție și... un copilaș frumos, care la vremea lui se va face și el mare. Ne bucurăm să avem cu noi la părtășie pe fratele păstor, cu noi la părtășie pe fratele păstor Huplea, vine de la Hunedoara. După masa aceasta așteptăm familia Vlad Todor să vină cu băiatul la binecuvântare, pe 2 fetițe, Dumnezeu a binecuvântat familia lor și cu un băiat. Îi așteptăm să vină. Mai avem cu noi la părtășie frați și surori și din Cluj și din prin împrejurimi.
Pe toți avem bucuria să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste toți. Dacă va fi cu voia Domnului, mâine seară de la orele 19 ne întâlnim la rugăciune, marți seară de la orele 8, de la orele 6, deci de la 18 rugăciune, la mijlocul săptămânii, joi, de la 6 la 7 și jumătate după masa, ne întâlnim pentru serviciu de părtășie și pentru că duminica viitoare este duminica împărtășirii cu corpul și sângele Domnului, vineri seara vom avea un timp de părtășie, rugăciune, care vrem să stăm la înaintea Domnului și la îndemâna celor care trec prin probleme, atât cu lucrarea mărturisirii, cât și cu ungere, cu un de lemn pentru cei care au nevoie de ajutor în vremea aceasta. Nu noi iertăm păcatele, Domnul le iartă. Dar soluția pe care Dumnezeu a lăsat-o în cuvântul Scripturilor este mărturisire, rugăciune și Domnul este cel ce dă iertare. Scriptura spune în Proverbe că cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea, capătă îndurare. Ori îndurare nu poate însemna decât iertare, izbăvire, binecuvântare și așa mai departe. Să nu facem front comun cu păcatul, pentru că timpul nu-l rezolvă. Timpul amplifică efectele negative ale păcatului în viața noastră. Cu cât îl rezolvăm mai repede, cu atât este mai ușor și mai benefic pentru noi. E adevărat, mărturisirea nu pare la prima vedere și o lucrare plăcută, pentru că să mergi să-i spui cuiva înfrângerile pe care le-ai trăit sau, mai știu, o situație în care te găsești, nu este un lucru care să-ți aducă cinste. Dar, ascultați-mă, este una dintre marile binecuvântări pe care Domnul le-a pus la îndemâna noastră ca și copii ai Săi, ca să putem să ieșim din anumite posibile hățișuri în care, datorită neatenției sau nevegherii noastre, putem să ajungem în umblarea noastră în lumea aceasta. Pentru că după ce am intrat prin ușa care e Hristosul, noi trebuie să ne continuăm alergarea pe calea cea îngustă până când vom ajunge în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori, în această alergare, în această umblare, pe calea aceasta îngustă, pot să apară probleme, pot să apară anumite situații care duc la întinarea vieții noastre. Și Scriptura spune prin Pavel în Efeseni că biserica, atunci când ea va fi răpită, ea trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ori, nicăieri în Scripturi nu găsim scris că după ce biserica va pleca din lumea aceasta, undeva înainte de a fi înfățișată înaintea Tatălui, undeva în văzduh, va face un popas pentru ca să se scoată petele și zbârciturile și să putem să stăm înaintea Domnului așa cum El ne vrea și cum El ne așteaptă. Nu, lucrurile trebuie să se rezolve aici și acum, atâta vreme cât suntem în viața aceasta. Aici trebuie să rezolvăm problemele. Așadar, dacă sunt anumite poveri care le purtăm unul dintre noi, soluția Scripturii este mărturisire, Domnul este Cel care se îndură și dă izbăvire, dă îndurare, dă iertare. Dar, cum a spus Domnul Iisus Hristos, acele femei care au dus o pâră și ei înaintea Domnului, și Domnul i-a spus, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Să nu facem din mărturisire o practică, auzi, nu e nicio problemă, o fac și pe asta pentru că mă duc la mărturisire și iar rezolv problema. Nu, trebuie să fim foarte, foarte atenți ce privește umblarea noastră și slujirea noastră lui Dumnezeu. Tot cu noi la părtășie seara aceasta este fratele Julian. S-a dus la balcon. Vine din California. Băieții ăștia necăsătoriți cam ridică probleme pentru noi. Vin, ne iau fetele și pleacă.
Oricum, cei care ați fost la părtășie cu Biserica Domnului aici ați putut să constatați că cele mai frumoase mirese sunt aici în Zorilor. Așa-i? Nu, vorbesc cu... Da, e drept. Pentru că sora Crina a fost membra aici și de aici ai luat-o. Ați venit. Bun. Haideți împreună să dăm slavă Domnului cântând. Fratele Fănel, sora Cristina cântă, după care Abel înalță și el numele Domnului prin cântare. Dacă are un cuvânt de salut pentru biserică, îl ascultăm. Sora Anca înalță și ea numele Domnului pentru cântare. Și vom continua părtășia. Fratele Huplea, să vină la...
Pace vouă! Mă bucur să vin din nou în Biserica Zorilor. Am crescut aici pentru 17 ani, nu știu dacă a fost chiar de la început. Am fost în Carpați înainte și pe urmă ne-am mutat aici. De când s-a început biserica și au trecut 10 ani de când ne-am mutat definitiv, am mai fost în vizită, dar întotdeauna când vin înapoi aici e un moment special pentru mine, fiindcă văd multe fețe de care mi-a fost dor și care oameni care au crescut să fie dragi în tinerețea mea și am venit împreună cu soția mea și acum am și un copil de un an și 3 luni spate și cu ajutorul Domnului vom avea și un al doilea copil cândva anul viitor. Și, am venit în special pentru că bunica mea nu se simte foarte bine și vă rog să vă rugați pentru ea. Vreau să vă transmit salutări din partea familiei în primul rând. Fratele meu Finias și familia lui vor veni și ei în 2 săptămâni cu ajutorul Domnului din Germania. Și biserica noastră din Phoenix, Arizona, se numește Biserica Ecclesia, biserica mai nouă și păstorită de fratele Andy Olari. Eu vă transmit harul și pacea Domnului și din partea mea vreau să vă spun din nou cât de bucuros sunt să fiu aici și să vă văd că încă sunteți bine și sănătoși și să vă urez din partea mea cât mai multă binecuvântare de la Dumnezeu. O să cânt o cântare care o știți și voi, am stat-o aici, grupul laud cânta, în prezența ta, Doamne, e pace. În orice încercare în vieții, dacă avem pacea Domnului, putem să fim biruitori prin pacea care vine din credința în Dumnezeu. Și în lucruri bune, în lucruri rele, ce se întâmplă în lumea aceasta, atât timp cât avem pace și suntem în prezența Domnului, trecem biruitori, chiar prin dureri. Așa că, din nou, vă rog să vă rugați pentru bunica mea când vă amintiți și în suferința ei, că Dumnezeu să-i dea pace și liniște în viața ei. În prezența ta, Doamne, e pace. În prezența ta, Doamne, liniște. În prezența ta, o Doamne, dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. Domnul meu, stâncă-mi ia și ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești al meu și eu sunt doar al tău. Domnul meu, mă cred în tine, tu ești stâncă-mi ia și ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Doamne, fă-mă în prezența ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența ta. Vreau
numai ție și prezenții tale glorie să-i dau. Domnul meu, mă cred în tine, tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe tine, Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Domnul meu, mă cred în tine, tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe tine, Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Amin. Oare ți-ai pus tu vreodată întrebarea de unde vii și încotro te duci? Cine a creat universul cu splendoarea? Ce te înconjoară Dumnezeu cu al său cuvânt? Nimeni nu-i ca el, nimeni nu-i la fel. Are toată cinstea, mare e puterea sa. Nimeni nu-i ca el, nimeni nu-i la fel. Are toată cinstea, mare e puterea sa. Noi la părtășie este familia Cost, vin din Australia. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dacă mai avem cu noi la părtășie frați, surori care vin din afara țării și sunt cu noi la părtășie, în afară de cei pe care i-am anunțat, fratele Suciu de la Vadul Crișului cu noi la părtășie, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Da. Familia Juteu, mai înalță numele Domnului cu o cântare și apoi fratele Adi Cost cântă. Și după aceea Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Fanel să aibă un cuvânt din Scriptură pentru noi. Bunătatea ta, noi te rugăm fiu.
Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Vă salutăm de la Biserica din Brisbane, de la Elim, unde suntem acum de 2 ani de zile, păstorită de fratele Nelu Istrate, care de aici din Cluj și cred că mulți din voi îl știți. Vă salută familia lui dânsului, poate chiar și sora Simida Măinescu a fost aici. Vă salută biserica întreagă cu harul și pacea Domnului și El să fie slăvit. Ne bucurăm să fim cu voi. M-am gândit la o cântare care, să o știți și dumneavoastră, să o știm cu toți împreună, o cântare care mi-e foarte dragă mie. Vorbește de mântuirea Domnului. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Cu toți avem valoare în ochii lui și dacă ești vreunul în seara aceasta aici care te simți deznădăjduit, nu uita că ai valoare nu în ochii oamenilor, dar în ochii lui Iisus Hristos. Amin. Dacă sufletul ți e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi de smute, nădești pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. De Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat, prin pocăință El a iertat. Fărmituri zdrobite Domnul și acum în coșul dragostei ridică din drum cu îndurare. Îți iertare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Oricine ai fi, tu ai valoare.
S-a citit înaintea noastră la ora de rugăciune din Psalmul 8 și vreau să recitim versetul 1 și apoi ultimul verset, pentru că am așa un îndemn pentru biserica de aici. Încă n-avem copii și ce sfaturi se dau eu la Vlad și la Adriana de creșterea copiilor? Ne dă sfaturi acum Biblia să vedem ce trebuie noi să facem ca oameni ai lui Dumnezeu. Haideți să citim versetul 1 și versetul 9 din Psalmul 8. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Versetul 9. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Vedeți, este primul psalm care îl preamărește pe Dumnezeu ca și creator al Universului, psalmul acesta, psalmul 8. Cineva a numit-o cuvântarea nopții înstelate. Este un psalm atât de frumos, de altfel este preluat în Noul Testament, în Cartea Evreilor și este aplicat, este un psalm cristologic, este un psalm care îl are pe Hristos în centru, ca mulți psalmi mesianici, dar începutul și sfârșitul de obicei sunt foarte importante, numele lui Dumnezeu. M-am uitat puțin, știți dumneavoastră, când se pune numele Domnului peste un copil, e așa de important lucrul acesta, pentru că spune în Cartea Proverbelor că numele Domnului este un turn tare și cel neprihănit fuge în turnul acesta și stă la adăpost. Dar ca să știi cum arată turnul acesta, tu trebuie să te uiți ce nume are Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu e turnul. Și noi trebuie să ne uităm ce nume are Dumnezeu și ce ne lipsește din caracterul lui Dumnezeu, pentru că numele lui Dumnezeu îi zugrăvește caracterul lui. Dacă o să ne uităm în Exod, în capitolul 34, versetul 5, este o revelație epocală acolo, omului Dumnezeu Moise e chemat de Dumnezeu în crăpătura stâncii, Dumnezeu își pune mâna în dreptul lui și după ce trece Dumnezeu de crăpătura stâncii, Moise, omului Dumnezeu, aude numele lui Dumnezeu. Și sunt acolo 9 caracteristici ale numelui lui Dumnezeu. Ultimele 2 sunt negative, celelalte pozitive. Domnul Dumnezeu, spune acolo, e un Dumnezeu plin de îndurare, plin de bunătate, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Și așa mai departe, caracterul lui Dumnezeu atât de frumos zugrăvit acolo. În Isaia, în capitolul 9, dacă o să vă uitați, alte 5 trăsături de caracter ale lui Dumnezeu, care sunt aplicate Domnului Iisus de obicei. Este o profeție despre venirea lui Mesia. Și spune acolo, îl vor numi, minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. În seara aceasta vreau să mă opresc la o caracteristică a numelui lui Dumnezeu, despre care se vorbește atât de puțin și cred că aici, la dumneavoastră și la noi, pe Albini și în orice altă parte, este o trăsătură de caracter a creștinului care a cam dispărut. Poate o să vă frapeze, dar vă citesc. Din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22 în jos.
Iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune. Noi predicăm pe Iisus cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ascultați! Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Fraților și surori, avem nevoie de nebunia lui Dumnezeu. E o caracteristică luminoasă a lui Dumnezeu. Noi când ne gândim la un nebun sau la nebunie, ne gândim la ceva negativ. Dar aici este o caracteristică, un atribut luminos al lui Dumnezeu, nebunia. Și-o pot asemăna, dacă vreți, cu râvna Evangheliei. Lipsește din adunările noastre nebunia aceea sfântă a lui Dumnezeu. Fratele Tanța, bătrânul care a murit, râdem astăzi de el, dar a fost un secerător harnic al lui Dumnezeu, plin de nebunie sfântă. Povesteau frații bătrâni cum s-a dus undeva și a predicat unui bețiv și predica bețivului și cânta cântări și vine preotul din sat cu cârja, ce faci pocăitule aici? Și dă una și sparge capul. Și ăsta Domnul știe binecuvinteze. Nebunie? Da, nebunie. Astăzi unii dintre noi am fi spus, cum te cheamă? Dă actele încoace că te dăm în judecată. S-a luat bețivul după preot să-l bată, bețivul. Ce ai mai cu omul ăsta? Că ăsta nu ți-a făcut nimic. Uite, te-o binecuvântat și o zi, Domnul să te binecuvintează. Și vine bețivul înapoi. Domnule, zice, mă pocăiesc. Zice fratele Tanța, slavă Domnului că mi-o spart capul. S-a meritat pentru un cap spart un suflet să intre în raiul lui Dumnezeu. Asta e nebunie, dar puțini o au. Îi trebuie lui Dumnezeu și are nevoie aici în zorilor, în Cluj, în România, în lumea întreagă, de oameni nebuni care să stea la miezul nopții să se roage. Are nevoie Dumnezeu de oameni care să stea cum stătea Pavel și Sila în temniță și să cânte la miezul nopții cu picioarele în butuci, să cânte cântări de laudă, să se roage lui Dumnezeu și temnița aceea să fie zguduită de puterea lui Dumnezeu. Are nevoie Dumnezeu de oameni de felul acesta. Are nevoie aici, la voi în zorilor, Dumnezeu nevoie de nebuni, de tineri nebuni, de dragoste pentru Dumnezeu, care să stea, să facă ce a făcut Dumnezeu, că și Dumnezeu a fost nebun de dragoste. Dacă vreți, în cele trei caracteristici principale, trei virtuți teologale, cum le numesc alții, credință, nădejde și dragoste, Dumnezeu a fost nebun. A fost nebun în credința aceea mare a lui Dumnezeu și în credința lui mare și în nebunia credinței lui a spus, iau cuvântul meu și îl trimit pe pământ la niște oameni imperfecți, la niște oameni care nu înțeleg ce-i stânga și dreapta și le trimit cuvântul meu în nebunia mea. Și pe lângă asta, în credința mea, în nebunia credinței mele, le trimit darurile Duhului Sfânt. Doamne, dar n-ai la cine le da? N-ai la cine da roada Duhului? N-ai la cine da darurile Duhului? N-ai la cine da slujbele tale, slujbele Duhului? Le dai numai la niște oameni imperfecți? Zice Dumnezeu, da, că am nebunia mea, nebunia credinței. În nebunia nădejdii mele le dau oamenilor de pe pământ cântarea învierii, o să o cânte de când se întâlnesc cu mine în apa botezului și până la finalul vieții ei vor cânta, vor fi plini de nădejdea învierii. Asta e nebunia lui Dumnezeu, nebunia dragostei. Ce găsesc mai bun în cer, le trimit jos. Îmi dau copilul pentru ei să moară, cine și l-ar da? Cine ar face ca Dumnezeu? Cine ar avea nebunia asta lui Dumnezeu? Și noi stăm frumos pe bancă și în secolul acesta al vitezei, oamenii merg pe lângă noi în focul iadului. Tinerii noștri se uită la era glaciară, da? Și într-o zi
vor admira era cealaltă și în era cealaltă n-o să mai fie eră glaciară, că o să fie foc în iad și oamenii din jurul nostru o să ne întrebe: omule, trebuia să-mi spui de Hristos. Aș fi vrut să văd chipul lui Dumnezeu în tine, dar tu nu mi l-ai arătat. Și de aceea eu mă chinui aici, în focul iadului. Dumnezeu are nevoie aici, în zorilor, de oameni nebuni pentru Hristos. Apostolul Pavel a fost un nebun pentru Hristos. Tinerii de astăzi și oamenii de astăzi, predicatorii noștri, dacă s-ar fi dus în Atena, le lustruiau picioarele și papucii la filozofii din Atena. Apostolul Pavel s-a dus și a scuturat pe oamenii ăia și le-a spus că există un Dumnezeu și acesta și-a trimis Fiul pe cruce și Fiul acesta a înviat a treia zi și e viu în vecii vecilor. Fraților și surori, avem nevoie de nebunia lui Dumnezeu în familii. Copii care n-ascultă de părinți, nu-i așa că e mai frumos? Stai la biserică și te gândești, las că mă duc acasă și mă uit la desenele animate sau mă joc, știu eu pe ce joc. Și le ai în minte. Așa eram eu când eram copil. Ești tânăr, las că mă duc la întâlnire, o să fie mai bine. Să fie mai bine decât aici, aici mă plictisesc. Ne plictisim de Domnul, ne plictisim de Biblie, de cântare, de recitare, de activitatea în casa lui Dumnezeu și încet, încet râvna aceasta a Evangheliei Păcii pleacă din inima noastră. Ce se va întâmpla cu generațiile care vin? Nu știm, nu știm, nu știm, dar Dumnezeu trage un semnal de alarmă și îți spune: caută iară să stai în părtășie cu mine, caută odăița, îți lovești nevasta. Sunt aici oameni care își bat soțiile. Gândește-te în momentele când o lovești, că lovești pe Hristos. Chipul lui Hristos e în soția ta, tu lovești pe Hristos. Ce faci, omule? Ești nebun, ești nebun. Asta spune Scriptura. Sunt aici oameni care sunt nepăsători de darul care l-a pus Domnul altădată în ei și darul acesta era un dar care pe alții înflăcăra. Acum azi niște tăciuni stinși, nu mai știi ce s-a întâmplat cu ei, nu mai vin la adunare, nu mai cântă cu aceeași râvnă, nu mai predică cum predicau altădată. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, fraților și surori? Adormire, moarte, boală și așa mai departe. Și Domnul vine și ne spune: scoală-te, somnorosule, trezește-te odată că trebuie să te trezești. A venit în sfârșit ceasul să vă treziți din somn, că acum mântuirea lui Dumnezeu este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Fraților și surori, Domnul este aici, slăvit să fie Domnul! Și El vrea oameni nebuni pentru cer, nebuni de drag, nebuni în credința lor să creadă până la capăt, nebuni în nădejde, să spună ca și Iov: știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ și dacă carnea asta dispare, îmi rămân ochii spirituali, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Slăvit să fie Domnul! Duhul de lăcomie nu dau Domnului. Domnul îi dau un leu, îi dau 5 lei, îi dau 10 lei, atâta merită Domnul. Pentru sângele la scump care l-a dat pentru tine. Dar pentru poftele tale, dă-i sutele de lei. Și asta iară e o problema noastră și se vede. Nu mai avem dragostea aia de Dumnezeu, nu mai avem fiorul acela de Dumnezeu. E problemă, fraților, și trebuie să ne trezim până încă nu-i târziu. Și rămân la cuvintele acestea și vă recitesc din Corinteni, din 1 Corinteni, capitolul 1 cu 25. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu mai tare decât oamenii. Dacă vrei ca Domnul să te facă slab, Daniel, dacă vrei să te facă nebun de acela bun, nu de la rău, că-i plină lumea de ei, stai lângă El, apropie-te de El și Domnul să te umple cu Duhul Sfânt. Amin. Amin?
Dumnezeu caută în vremea aceasta oameni care să ardă de dragul Lui. Nu știm cât timp a mai rămas, dar încă e vreme de har. Cei care până seara aceasta stat pe gânduri și încă nu v-ați aruncat în brațele Domnului Iisus Hristos, faceți-o. Cei care am stat nepăsători de darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și poate am spus uneori, auzi, se poate și fără mine. Se apropie ziua socotelilor și atunci va trebui să dăm socoteală. E mult mai simplu să stai acasă, să vizionezi ceva, dar nu uitați, prin canale circulă numai mizerii. Este mult mai ușor să stai să citești o carte, să ieși să te plimbi. E mai greu să tinzi o mână de ajutor pentru cel care are nevoie de așa ceva. Și în primul rând, pentru cei care în preajma noastră mor și mor în păcatele lor. Fie ca în seara aceasta, Domnul prin Duhul Sfânt să aprindă focul în noi. Biserica Domnului să fie și să rămână o torță care să ardă de dragul Lui. Amin. Să cântăm împreună pentru gloria și slava Domnului și apoi fratele Huble va continua predicând cuvântul Scripturii. Thank you.
Să zicem cu toții, binecuvântat să fie Domnul, care ne-a hrăzit acest har, să fim la acest servici de binecuvântare, pentru binecuvântare, spre o binecuvântare. Domnul să fie slăvit în toate. Și se amintea căci Domnul vrea să binecuvinteze și astăzi pe frații și El îi binecuvintează. Pe care? Pe cei ce locuiesc împreună, nu doar întâlniri, ci să locuiască împreună. Doamne, vrem același adăpost, numele Tău, care este untuntare. Vrem același Tată și pentru aceasta îți dăm toată cinstea. Sfințească-se numele Tău, căci Tu ești Tatăl nostru. Vrem aceeași hrană, cuvântul Tău. Și iată, am putea înșira mult mai multe lucruri care dovedesc că locuim împreună. Avem același scop, avem aceeași țintă, avem aceeași lucrare. Domnul să fie slăvit în toate. Acolo dă Domnul binecuvântarea. Și dorința era să plecăm de aici binecuvântați cu toții. Doamne, Tu poți să faci lucrul acesta, dar pentru aceasta să rugăm să ne deschidă ochii, să nu privim spre lucrurile materiale, căci de multe ori înțelegem binecuvântarea doar prin prisma vederii. Binecuvântarea vine prin credință, nădejde și dragoste. De aceea cuvântul Domnului să locuiască din belșug în noi. Și binecuvântarea nu vine decât numai sub numele Celui Atotputernic. În afara numelui Lui Dumnezeu nu se revarsă binecuvântare. De aceea mulți așteaptă binecuvântări umblând pe alte căi, sub alt nume, și nu primesc pentru că nu sunt sub numele Celui Atotputernic. De aceea punem numele Domnului și în puterea numelui Domnul își revarsă binecuvântarea. Și ne întrebăm, dar ce-i binecuvântarea? Prin binecuvântare putem să înțelegem multe lucruri și un lucru este și acesta, un transfer de bine prin puterea cuvântului. Și lucrul acesta cine poate să-l facă? Poate omul să transfere un bine asupra altuia prin puterea cuvântului? Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și oamenii pot să facă dacă sunt plini de Dumnezeu. De aceea, Doamne, umple-ne de Duhul Tău, umple-ne de cuvântul Tău, locuiește Tu în noi. Și Sfântul Apostol Pavel zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Oamenii s-au văzut slabi, neputincioși și au alergat la Domnul Iisus, care a putut să facă lucrul acesta. Și să învățăm un lucru când binecuvântăm copiii noștri. Modelul Domnului Iisus i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Noi adesea îi luăm pe brațe și vrem să-i binecuvântăm. Și când îi iei pe brațe spui, e greu, e prea greu. Dar când îl iei copilul în brață, nu-i prin puterea mâinii, ci prin dragostea inimii. Îl apropii de inimă și prin dragoste îl susții și poți să rostești sau poți să transferi un bine în viața copilului. Doamne, dă-ne pricepere și înțelepciune. Vreau să arăt un exemplu din Vechiul Testament. Pasajul îl știți din Geneza, când Agar călătorește sau rătăcește prin pustia Berșebei cu Ismael și ajunge într-o criză, nu mai are apă. A fi binecuvântat de Dumnezeu nu ești scutit de lipsuri, de nevoi, de încercări de tot felul, pentru că cu câteva capitole înainte putem citi că Dumnezeu îi spune lui Avram, ți-am ascultat dorința și pe Ismael îl voi binecuvânta. Cum, Doamne, îl binecuvintez când
este pe moarte din lipsă de apă. Da, îl aduc într-o stare după voia mea. Și starea după voia mea este să aibă viață. Deci, ca să fim binecuvântați și să plecăm de aici binecuvântați, Dumnezeu ne duce în starea după voia Lui, să avem viață. Și viața este una singură, Hristos. Când ieșim de aici, să arătăm pe Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și oamenii din jur să mărturisească lucrul acesta. Atunci ai plecat binecuvântat. Dacă oamenii din jur nu văd pe Hristos, Doamne, aștept și nu plec de aici până când nu mă binecuvintez. Să vadă pe Hristos în mine. Și în starea aceasta, copilul plânge, mama plânge. Ai ajuns în stări în care n-ai mai avut cuvinte de rugăciune? Dumnezeu îți ascultă și lacrimile. Îți ascultă și lacrimile și vrea să te binecuvinteze. Să-și arate puterea în neputință și în slăbiciunea ta. Și iată ce îi spune lui Agar. Ca și părinte să luăm cu bine seama toți de aici. Fie că avem copii de drept, fie că avem copii spirituali, trebuie să luăm aminte la lucrul acesta. Ce-i cere Dumnezeu lui Agar? Scoală-te! În primul rând, schimbă poziția. Schimbă-ți situația în care ești. Nu fi disperat. Privește în sus. Dumnezeu răspunde din cer. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu aude, Dumnezeu cunoaște și este gata să intervină. Cu alte cuvinte, îmbărbătează-te. În starea în care ești de criză, de necaz, de strâmtorare, de durere, cu familia sau cu acești copii spirituali, privește în sus și ascultă glasul lui Dumnezeu că este gata să intervină cu hotărârea care a luat-o. Îți va da viață și viață din belșug. Dar schimbă poziția. Ia copilul de mână, unitate. Dumnezeu nu revarsă binecuvântarea în niciun cămin dacă nu este unitate. Și așa spunea și psalmul care l-au amintit frații. Dacă locuiesc împreună, în unitate, acolo dă Domnul binecuvântarea. Ia copilul de mână. Și după ce faci lucrurile acestea, deschide ochii și vei vedea ceea ce n-ai văzut până acum. Căci la glasul lui Dumnezeu ți se vor deschide ochii și vei vedea belșugul de binecuvântare. Ceea ce îți lipsește, El completează. Un izvor, nu o fântână, ci un izvor care nu seacă niciodată. Este cuvântul lui Dumnezeu, pe care de multe ori noi nu l-am văzut. Dar în momentele de criză, în momentele culminante din viața noastră, când n-am mai avut cuvinte și am recurs doar la lacrimi, Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne-a dat apă din belșug, să rămânem credincioși în hotărârile care le-a luat asupra noastră. N-am să te las cu niciun chip, pentru că te-am săpat pe mâinile mele. Vreau să te port și te voi purta până la bătrânețele tale, pentru că ești copilul meu. E glasul Domnului. Amin. De micuți ei înțeleg totul. Ei nu pot să comunice, dar ei înțeleg. Știu când părinții sunt supărați sau părinții sunt bucuroși. Când le zâmbesc sau când fața e puțin mai serioasă. Ei știu când sunt în brațele mamei sau în brațele unei străine. Una, două, dau semnale că ceva nu-i
nu e în regulă. De aceea, pentru că sunt cele mai mari comori care sunt dăruite și pentru aici și pentru eternitate, investiți în ei. Este investiția care nu falimentează niciodată. S-ar putea în business, mai știu eu, indiferent în ce domeniu, la un moment dat lucrurile să ruineze. Copiii, ei sunt și pentru aici, sunt și pentru eternitate. Sunt cele mai mari valori. Vreau să îl luăm pe micuțul Levi Daniel pe brațe și să rostim cuvântul Scripturilor, așa cum Dumnezeu l-a lăsat pe paginile acestei cărți. Și suntem convinși de faptul că Domnul este Cel care dă binecuvântarea, pentru că El se angajează prin cuvântul Scripturilor și spune: și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. E adevărat, noi aplicăm pasajul acesta din Numeri doar copiilor, dar pasajul acesta se aplică tuturor celor care sunt copiii Domnului. De aceea, părinți, binecuvântați-vă copiii, binecuvântați-i în numele Domnului. Soților, binecuvântați-vă soțiile în numele Domnului. Este extrem de important lucrul acesta. S-ar putea unii să... Ce înseamnă asta? Ce poate fi asta? Aduceți-vă aminte că Iacov își ia soțiile și copiii și pleacă de la Laban. Și Laban cu oamenii lui îl ajunge undeva din urmă la munții Galaadului după 7 zile. Scriptura spune că în cele din urmă Laban se consolează cu gândul că pleacă, da, zice, înțeleg, zice, te topești de dor după casa tatălui și te duci, dar ce nu înțeleg, spunea Laban, de ce mi-ai luat Dumnezeii? Și Iacov este surprins de acuza aceasta care îi se aduce. Și el spune: să piară acela dintre noi la care sunt Dumnezeii tăi. Știți la cine erau Dumnezeii? La Rahela, soția lui pentru care slujise 14 ani. Și am zice, da, bine, o spus-o, că și noi spunem multe cuvinte. Și în dreptul copiilor, și în dreptul soțiilor și așa mai departe. Dar să nu uităm un lucru. În lumea spirituală, să știți, nu este haos. Este o ordine, o rânduială pe care Dumnezeu a stabilit-o. Dumnezeu spune în 1 Corinteni, capitolul 11, prin cuvântul Scripturilor, că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul nevestei. Deci asta e ordonarea priorităților, a autorității pe care Dumnezeu a rânduit-o. Ori, la prima vedere am spune, dar ce important e că Iacov în momentul acela poate de criză, de supărare, că toate lucrurile i le-a întors pe dos la Laban, căutându-și Dumnezeii. Toate i le-a întors pe dos. Și nu le-a găsit. Pentru că Rahela le-a ascunsese. Ei, Scriptura ne spune că la despărțire Laban și-a binecuvântat fetele și nepoții. Și-a spune, gata, ce-a spus Iacov, e lovit de nulitate, e gata. Să nu uităm,
prin căsătorie, soția iese de sub autoritatea părinților și intră sub autoritatea soțului. Și aici e linia autorității. Soția, deasupra soțul, deasupra Hristos și apoi Dumnezeu. Scriptura ne spune că atunci când se apropiau de Efrata, de Betleem, și Rahela trebuia să aducă pe lume pe Beniamin, Rahela și-a dat sufletul și a murit. De ce? Pentru că Iacov, soțul ei, rostise sentința. Și am spus, domnule, dar e o banalitate. Nu întâmplător Dumnezeu prin cuvântul Scripturilor spune binecuvântați și nu blestemați. Căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Binecuvântați! Părinți, binecuvântați-vă copiii. Cumva să spuneți în dreptul lor, auzi, tu nu ești deștept ca și celălalt, ca și cealalt. Tu nu o să te descurci în viață ca și cu tare. Știți ce sunt astea? Blesteme. Niciodată copilul acela nu se mai ridică la potențialul cu care Dumnezeu l-a dotat prin creație. De ce? Pentru că părintele, poate în mod inconștient, pune povara asupra lui și spune, nu poți, nu ești în stare. Binecuvântați. Și veți vedea efectele. Încercați. Puneți cuvântul lui Dumnezeu la probă în casele voastre. Puneți-l. În fiecare dimineață, copii, binecuvântați-i în numele Domnului. Soților, în fiecare dimineață, binecuvântați-vă soțiile, să ne binecuvântați soțiile în numele Domnului. Și dacă Domnul nu face ce-i scris aici în cuvântul Scripturilor, cum le spuneam fraților aici cu ani în urmă, când construiam casa aceasta de rugăciune, le-am spus, aduceți zeciuielile. Banii pe care Dumnezeu i-are în buzunarele noastre nu ne aduce din altă parte, aduceți-i aici. Și dacă Dumnezeu nu va turna peste voi belșug de binecuvântare, luați fila asta din Scriptură și rupeți-o. Și aruncați-o la coșul de gunoi și spuneți că Dumnezeu nu-i drept, ăsta nu-i cuvântul lui. În vremea aceea am fost martor cum au început familiile la rând să vină și să mărturisească cum Dumnezeu a început să reverse binecuvântările lui peste ei. De ce? Pentru că noi îl onorăm pe el împlinind cuvântul. Și când noi împlinim ceea ce spune în cuvântul Scripturilor, Dumnezeu face în dreptul nostru ceea ce promite acolo. E adevărat. La prima vedere poate părea o nebunie. Auzi? Dau 10%? Da. Dumnezeu spune, eu sunt mulțumit cu 10%, 90% îți las ție. Fie partea ta. 10% de acolo sunt ai mei, spune Domnul. Auzi? 10%? Nu ori spune, e prea mult. Au ajuns oamenii umblând cu Domnul să spună, Doamne, știi ce? Mie mi-e destul 10%. 90% îți dau ție. Să nu credeți că Bibliile care s-au tipărit și au intrat aici pe vremea comuniștilor și veneau gratuit și am fost învățați să primim totul de gratis. Să nu credeți că alea au fost tipărite pe gratis. Nu, nu. Să nu credeți că azi în lumea musulmană Bibliile și literatura creștină se duce așa. Că, nu, nu, cineva și investește acolo sute de mii de dolari. Sute de mii de dolari investesc cu oameni. De fapt, nu rămânem cu ce reținem, rămânem cu ceea ce dăm. Cred că și la capitolul ăsta este nevoie de învățătură și posibil dacă va fi cu voia Domnului timpul care ne stă în față să
stăm în dreptul Scripturilor, să poposim în dreptul Cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ce spune Scriptura despre problema aceasta a zeciuielii, a dărniciei. Și când avem suportul biblic, cred că ne schimbăm și atitudinea. Dar haideți să stăm ridicați. Fratele Huple este și bunic și pastor. Și după Scriptură este îndreptățit să lea pe micuțul Levi Daniel pe brațe și să se roage. Eu voi citi cuvântul Scripturilor și fratele va... După fiecare binecuvântare rostită, noi să întărim prin amin, adică da, Doamne, așa, așa vrem să fie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze Levi, Daniel, și să te păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Levi, Daniel, și să se îndure de tine. Amin. Domnul să-și înalți fața peste tine, Levi, Daniel, și să-ți dea pacea. Amin. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Amin. Binecuvântat să fie numele Tău veșnic, împărate, drept și bun. În fața Ta suntem, o Doamne, și de această dată și vin cu micuțul Levi Daniel. Tu ești acela care i-ai numărat zilele, i-ai trimis în lumea aceasta plină de necaz și de durere, ca să fie o mângăiere, să fie o binecuvântare, să fie o moștenire, da, un rod pentru cerul Tău. Pentru aceasta l-am adus înaintea Ta, pentru aceasta am pus numele Tău peste el, ca fața Ta să lumineze peste el, dreapta Ta să-l ocrotească, brațul Tău să-l păzească și binecuvântarea Ta să fie peste el în toate zilele vieții lui cât va fi pe acest pământ. Îți mulțumim, Părinte din ceruri, că ne-ai ascultat rugăciunea, ne-ai ascultat dorințele, și lacrimile care se varsă în rugăciune pentru el, Tu ești acel, Doamne, care le răsplătești și Tu ești acel, Doamne, care le binecuvintezi. Îți mulțumim, Părinte din ceruri, că îi dai o creștere sănătoasă, că îi dai sănătate în trup, în mădularele lui, înțelepciune, pricepere, cunoștință și mai mult decât atât, cunoștință de voia Ta când va fi mare. Îți mulțumim! Îți mulțumim căci Tu, Doamne, dacă ai pus acest nume peste el, în puterea numelui Tău va fi binecuvântat, va fi ocrotit, va fi păzit și în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că Tu binecuvintezi părinții care i-ai dat pentru o vreme pentru acest copil, ca să-l crească, să-l grijească, să-l încredințeze în brațul Tău. Îți mulțumim! Îți mulțumesc, Părinte din ceru, că m-ai întărit brațele și ai ținut firul vieții să văd și pe Levi Daniel. Mâna Ta să fie peste ei toți și peste biserica care a întărit binecuvântarea Ta cu cuvântul. Amin. 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 După cuvântul Scripturilor, alături de fetițele pe care Dumnezeu vi le-a dăruit și micuțul acesta pe nume Levi Daniel, vă este încredințat pentru o perioadă de timp. Pentru creștere și educare. Dumnezeu să vă vrednicească, să fie cu voi. Amin. Ajung la finalul acestui serviciu de părtășie. Suntem datori să ne închinăm Domnului. Referitor la psalmul 8 care a fost citit,
Am avut harul ca în primăvara aceasta, călătorind în Statele Unite, să ajung în Houston. Și acolo, vizitând centrul spațial din Houston, într-o zi un frate și-a făcut timp pentru mine și pentru Cornel, cumnatul meu, și am vizitat centrul spațial de acolo. Ei, pe unul dintre afișele mari era așezat acolo Neil Armstrong. Ăsta a fost primul pământean care a pus piciorul pe lună. Spunea cineva despre el că atunci când s-a întors în lumea noastră, a fost asaltat de reporteri ca să își spună primele impresii, era omul primul care pusese piciorul pe lună. Și știți ce a făcut? A deschis scripturile la Psalmul 8 și a citit psalmul acesta și a spus: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Nimic nu este un joc al întâmplării oarbe. Tot ce se vede, ne spune Scriptura, totul a fost creat prin Hristosul. Totul a fost creat pentru El. Și El este Cel care prin cuvântul puterii Lui ține în picioare întreaga creație. Ba mai mult, în planul Lui veșnic, de aici din lumea aceasta, într-o zi El vrea să ducă pe mulți fii în slavă, pe mulți fii în glorie. Fie ca în ziua aceea, nici unul să nu lipsim, ci toți să fim cu Domnul nostru pentru eternitate. Amin. Rugăciunea aceasta de mulțumire am vrea să aducem înaintea Domnului și două cauze care au fost trimise prin bilete aici în față. Să facem o rugăciune pentru un frate pe nume Rob, care din Olanda, care urmează să fie operat pe cor deschis. Dumnezeu să aibă milă de el și să-i dea ajutorul lui și sprijinul lui. De asemenea, cineva care nu se semnează scrie aici un bilet, spune așa: rog adunarea a face o rugăciune pentru soțul meu care nu se poate lăsa de televizor, ca Domnul să-l elibereze de acest viciu și de toate viciile pe care le are. Vă mulțumesc! Scap foarte ușor de televizor scoțându-l afară din casă. În urmă cu vreo 7 ani, cel puțin, am spus, gata. Așa de liniștit dorm noaptea. Și nu sunt neinformat referitor la lucrurile care se întâmplă în lume, în țară și în lume, în vremea aceasta. Ne pierdem timpul cu nimicuri. Ne pierdem copiii. Ne distrugem familiile. Pentru că ne virusăm creierul cu nimicuri, cu lucruri murdare și baie. Să stăm înaintea Domnului. Domnul să elibereze orice ființă. De asemenea, ne rugăm Domnului pentru cei care urmează să călătorească săptămâna aceasta în care am intrat. Fratele Julian va pleca mâine dimineață, pleca spre Austria. Ne rugăm ca Domnul să fie cu el. Domnul să-i dăruiască călătorie binecuvântată, să ajungă cu bine înapoi la el, acasă. Așa cum stăm, ne rugăm împreună.
Se rog că poți puțin. Serviciul de părtășire urii pentru ziua aceasta se încheie aici. Dumnezeu să își lase în continuare binecuvântarea Lui peste fiecare în parte. Mulțumim celor care au fost cu noi la părtășie în seara aceasta, transmitem salutări sfinte în numele Domnului Iisus Hristos și celor care călătoresc mai aproape și celor mai departe. Salutul Bisericii Domnului de aici este Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17. Acolo cuvântul Scripturilor spune astfel: și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.